Hello, dragele mele, din nou joi, din nou alături de voi, discutăm despre subiectul meu preferat și anume îngrijirea părului, așa că nu scăpați de mine, mai am foarte mult de vorbit, așa că împreună cu Laura o să tot vedeți filmulețe pe care noi o să le postăm aici. Vedeți că nu sunt singur de data aceasta în cadru, este și colega mea, Cristina. Nu o să auziți foarte multe de la ea pentru că am o singură lavalieră, așa că o să vorbesc eu, ea o să zâmbească foarte frumos, doar dacă vrei să zici ceva, uite. Ia. Bună! De ce o avem pe Cristina aici? Să știți că Cristina stă lângă mine aproape tot timpul. Este cea care mă ajută în tot ceea ce fac în salon. Nu știu cum ați descurcat fără tine, sincer, Cristina. Așa că îți mulțumesc cu această ocazie și că ai acceptat să faci acest filmuleț cu noi. Încă o dată, de ce este ea aici? Pentru că îmi doresc să vă arăt cum să faceți acasă un uscat din perie. Cristina a fost spălată pe păr. Are părul ușor ondulat. Nu este nici crest, nici drept. Este foarte ușor ondulat. Șampon de două ori, nu? Da. Și mască. Perfect. Pentru hidratare, bănuiesc că lungimile sunt mai deschise decât rădăcina și sunt un pic decolorate, da? Da. Perfect. Deci asta s-a întâmplat cu părul ei. Vom aplica și o cremă de protecție. Este foarte important să aplicați o astfel de cremă pe păr, tocmai pentru că îl putem deteriora foarte rapid dacă nu avem grijă de el și dacă repetăm destul de mult coafaturile. Să-mi dai și partea asta alaltă. Perfect. Aplic, cum vedeți, grosier, nu stau să iau șuviță cu șuviță, dar de la jumatea părului în jos, nu aplic în partea de sus a părului. Da? Asta este foarte, foarte important, pentru că nu vreau să încarc rădăcina, vreau doar să-mi protejez lungimile, care de obicei sunt mai sensibile de acțiunea căldurii. În acest moment va trebui să întrerupem vocea, o să intre muzica, pentru că dând drumul la fion nu o să mă puteți auzi, dar o să revin după aceea cu toate explicațiile. O să vă rog doar să fiți atente la ce fac, tocmai ca să ne fie la final tuturor foarte clar de cum se coafează un păr acasă cu peria și cu fionul. Dragile mele, nu a durat foarte mult cu afatul, aș vrea să le reiau așa puțin pe bucățele ca să înțelegeți exact ce am făcut. Mai întâi am uscat părul 100% aproape, mă rog, nu vreo 100%, dar așa vreo 90%. Nu vă chinuiți să îndreptați părul cu peria când el este ud și plin de apă, pentru că nu veți reuși să-i dați nicio formă, îl stresați degeaba, nici nu o să stea cu afura și vă ia și enorm de o să vă plictisiți. După ce l-am uscat, îți place? Foarte mult. N-am întrebat-o. După ce l-ați uscat 100% aproape cu fionul fără perie, reveniți înapoi în poziția inițială, îl usuc cu capul în jos ca să capete volum. Ăsta este motivul, nu altul. Să capete acest volum destul de natural la rădăcină. Și îl separăm apoi pe bucăți foarte mari. Două bucăți mari în spate, stânga-dreapta. Ați văzut, am făcut două bucăți stânga-dreapta. Și când zic mari, credeți-mă că sunt mari și folosiți și o perie mare. Adică folosiți o perie mare, nu o perie micuță, mai ales dacă vreți genul ăsta de look foarte, foarte natural. Și le uscați trăgându-le în față. Practic voi o să faceți în poziția aceasta lucrurile, da?
le trageți în față, le uscați pe perie. Când vedeți că stau cu feonul, când mișc feonul, când se mișcă așa, înseamnă că este cu căldură. Când stau pe locul el, înseamnă că este cu aer rece. Majoritatea feonilor ați văzut că au un buton unde puteți să dați aer cald sau aer rece. Folosim aerul rece ca să blocăm părul în poziția în care dorim să o blocăm. Va căpăta mai mult luciu și va păstra mult mai bine volumul. Iar în partea de top am avut trei secțiuni foarte mari. Una laterală, cealaltă laterală și după aceea zona de top. Toată partea aceasta am tratat-o în față, adică am tras părul pur și simplu către față și la fel pe bucăți mari, nu stați să faceți pe bucăți mici și trageți de mai multe ori, adică pur și simplu rotiți peria de cât mai multe ori în păr, pentru că din mișcarea pe care voi o să o faceți, părul va începe să se întindă. Și din nou, când mișc feonul, înseamnă că sunt cu căldură și mișc ca să nu fac un exces de căldură într-o anumită zonă, când stau cu el pe loc, înseamnă că am aer rece și că fixez forma pe care doresc să o am la final. După ce am terminat de tras părțile din față către față, deci practic tot părul coafați către față, asta am făcut, totul se coafează către față. După ce avem această formă, revenim în poziția inițială și dăm cu aer rece peste tot. Ați văzut slow motion-ul ăla pe care o să-l pună Laura. Tocmai ca să răcim foarte bine tot părul și aranjați cu degetele. Nu am folosit fixativ, nu am folosit spume, nu am folosit în afară de protecție termică niciun fel de produs, pentru că îmi place să arate părul destul de natural și știu că și Cristinei îi place părul natural, nu îi place să-l simtă încărcat, dar nu scapă de protecția termică, mai ales că folosește feon, placă și ondulator. Dragile mele, sper că a fost destul de ușor, adică sper că ați înțeles ce am încercat să vă arăt aici. Oricum, vă rog să-mi scrieți în continuare aici pe canalul meu de YouTube, pe Snapchat, pe Instagram, pe Facebook și oriunde ne mai vedem. Până data viitoare, Cristina, mulțumesc! O să mai vedeți, să știți! Și până data viitoare, să aveți grijă de părul vostru. Vă pup! Pa, pa!